să se rezolve înmulțimea numerelor ale ecuația 1 pe 2 totul la x egal cu 2 la x minus 2. Observați că avem două exponențiale cu baze diferite, 1 pe 2 respectiv 2. În schimb, 1 pe 2, ținem cont de formula că a la minus n este 1 pe a la n. În cazul nostru, 1 pe 2, cum se scrie? 2 la minus 1, da? Totul la x egal cu 2 la x minus 2. Cum puterea unei puteri se obține înmulțind exponenții, deci obținem 2 la minus 1 ori x, 2 la minus x egal cu 2 la x minus 2. Ne vom folosi acum de faptul că funcția exponențială este bijectivă, bijectivă, adică în particular de aici rezultă că este injectivă. Ce înseamnă injectivitatea? Că din 2 la x egal cu 2 la y rezultă x egal cu y, dar și reciproc, da? Și din x egal cu y rezultă 2 la x egal cu 2 la y. Prin urmare, din egalitatea celor două puteri obținem minus x egal cu x minus 2, trecem pe minus x în dreapta, pe minus 2 în stânga și obținem 2 egal cu x plus x, adică 2 egal cu 2x, de unde x egal cu 1 este soluția problemei noastre.